Consiliul Superior al Magistraturii a precizat astăzi că recentul conflict de natură constituțională între Parlament și în alta curte de casație și justiție constatat de CCR se referă doar la completurile de 5 judecători de la Instanța Supremă. Astfel, restul completurilor de la înalta curte și de la celelalte instanțe nu sunt afectate de acest conflict. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că decizia curții nu are incidență decât în ceea ce privește aceste completuri, iar nu și celelalte completuri colegiale constituite la nivelul în altei curți de casație și justiție sau al celorlalte alte instanțe judecătorești care nu au făcut obiectul analizei Curții Constituționale, a informat CSM printr-un comunicat. Precizările vin după ce în spațiul public au fost lansate afirmații potrivit cărora decizia Curții Constituționale s-ar aplica și pentru alte completuri decât cele de cinci judecători de la înalta curte, ceea ce ar fi putut bulversa activitatea instanțelor. Oricum, deja toate cauzele care au avut termen de judecată la completurile de cinci judecători de la înalta curte în luna decembrie au fost amânate pentru luna ianuarie anului viitor. Curtea Constituțională a României a anunțat pe data de 7 noiembrie că în Alta Curte de Casație și Justiție trebuie să schimbe imediat prin tragere la sorți toți membrii completurilor de cinci judecători ca urmare a constatării existenței unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și în Alta Curte. Un astfel de complet îl judecă și pe președintele PSD Liviu Dragnea în apel în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman în care liderul PSD a fost condamnat în primă instanță la trei ani și șase luni de închisoare cu executare.